FCM Dunăre are cel mai slab start de campionat din istoria clubului. Formația gălățeană a acumulat un singur punct în cele 4 meciuri disputate până în prezent. Meciul cu Gloria Buzău a arătat o echipă gălățeană nesigură pe forțele sale. Chiar dacă a deschis scorul în minutul 19 prin Nagu, echipa gălățeană nu a jucat practic nimic. Buzoienii au dominat categoric și au reușit să întoarcă scorul prin Bârsănel și Bobby Verdeș. Înfrângerea a treia consecutivă nu a rămas fără urmări. Conducerea clubului a hotărât ca toți jucătorii împreună cu antrenorii să fie amendați cu 15% din salarii. Sancțiunea va fi anulată în momentul în care echipa gălățeană ajunge la 0 în clasamentul adevărului.